Sezonul de vară Tech a început cu o lansare de telefoane care atrag atenția prin design și promit fotografii, mai ales de tip portret și selfie-uri reușite. Facem cunoștință cu cele mai noi modele din familia Nova de la Huawei, Nova 11 și Nova 11 Pro. Sunt mai rezistente, dotate cu o tehnologie upgradată în materie de ecran. Modelul Nova 11 este subțire, iar Nova 11 Pro, pe lângă un setup dual de camere pentru selfie, bifează și o putere de încărcare mai mare. Procesorul își face treaba pentru categoria în care se înscriu aceste telefoane. Alături de mine, ca de obicei, este colegul meu, Laurențiu Matache. Laurențiu, bun găsit! Cum ți s-au părut aceste telefoane la o primă impresie? La o primă impresie mi s-a părut un salt uriaș față de modelele Nova de anul trecut. Pentru că nu numai că încorporează un sistem de camere mult mai bun, dar se și mișcă mult mai bine aceste două telefoane și o să merg mai mult pe Nova 11 Pro pentru că el este favoritul meu. Este și varianta pe verde, dacă vă întrebați. Pentru o că... să vedem în masa noastră smart. Hai să spunem principalele caracteristici. Ecranul. Ecranul este unul foarte bun și este acoperit cu sticla cu un Lun Glass, adică o sticlă care ne promite că este mai rezistentă decât Gorilla Glass. Aceeași sticlă de pe 60 Pro. Pe lângă acest ecran foarte bun, avem și un ansamblu de camere principal. La prima vedere am crezut că sunt trei camere, ei bine nu, sunt două camere, una de 50 de megapixeli, cu un senzor de focalizare laser, senzor de temperatură de culoare cu 10 canale atunci când vrei să filmezi sau să faci fotografii profesionale, fotografii cât mai aproape de un aparat de foto profesional. Folosind un telefon totuși. Exact. Modul de portret mi s-a părut foarte, foarte reușit și modul portret mi s-a părut reușit și pe față, pentru că pe modelul Nova 11 Pro ai două camere pe față, una de 60 de megapixeli și una de 8 megapixeli cu zoom optic pe față. Asta mi se pare o noutate pentru un telefon mediu. Ai un zoom optic de 2x și un digital de 5x pe față și te ajută să faci fotografii de tip bokeh chiar dacă ți le faci singur fără să-ți facă altcineva poze respective. Ce mi-a mai plăcut foarte mult la aceste două telefoane, vorbim mare atenție, amândouă telefoanele au același ansamblu de camere principale. Pe Nova 11, pe camera frontală ai doar camera de 60 de megapixeli. Ce mi-a mai plăcut este încărcarea. Încărcarea este mult mai rapidă față de ce am obișnuit până acum la Huawei. Pe modelul 11 Pro, Nova 11 Pro, ai încărcare pe 100 de W, practic 20 de minute. Pe Nova 11 ai încărcare 66 de W, încărcare destul de rapidă față de alte modele din gama lor de preț. Am vorbit de cameră, am vorbit de încărcare, baterii bune. Hai să spunem și de procesor. Procesorul este un Snapdragon 778G, 4G. Da, telefoanele Huawei nu au 5G, folosesc tehnologia 4G, care este cea mai răspândită tehnologie în momentul de față în România, cu acoperire de peste 99% din populația activă. Foarte important, îmi place foarte mult că ambele telefoane sunt acoperite cu sticlă, chiar dacă acela pe 11 Pro avem un fel de piele artificială. Cei de la Huawei nu au făcut rabat și nu avem plastic pe spatele telefonului, ceea ce reprezintă un plus din punctul meu de vedere. Să mai spunem că sunt telefoane fără Google Services, dar deja fără știm Google Services, acest lucru, dar și... cei din comunitatea Huawei au creat G-Box. Practic, acum toate aplicațiile gen YouTube, Google Maps sau orice altă aplicație Google se găsește în App Gallery, o descarci, automat când se descarcă acea aplicație se descarcă și G-Box. G-Box este un fel de mini-server unde aplicația se accesează, funcționează absolut ca pe orice telefon cu Google Services, cu un mic delay de o secundă până se conectează la server. Și vom vedea ce noutăți mai o să mai apară pe această piață extrem de interesantă a telefoanelor accesibile.